În cazul în care pentru tine vocalizele sunt o bătaie de cap, nu le înțelegi scopul decât, mă rog, să ne încălzim vocal, vreau să vorbesc acum despre alte scopuri ale vocalizelor în afară de încălzirea vocală, în afară de a ne dezvolta tehnica prin exerciții, până la urmă, de virtuozitate și exerciții care să ne treacă limitele și să ne crească, să ne ducă la nivelul următor. Vorbim despre lucruri mai profunde, așadar, dacă n-ai chef de chestii de genul ăsta, altă dată. Mi-am dat seama că de fiecare dată când nu-mi găsesc echilibrul nici interior, nici exterior, și când zic echilibru exterior, mă refer la agitația de a face lucruri, agitația de a nu termina nimic din ce am început, și la cel interior mă refer atunci când toate gândurile se încurcă unele în altele și pur și simplu nu prinde nimic contur sau lucrurile se contrazic sau mă dau cu capul de zid din diverse motive, mici, mari, nu contează. Mi-am dat seama că vocalizele sunt lucrul pe care eu îl fac cel mai bine ca să mă calmez. Vocalizele reglează tot sistemul respirator, aduc foarte mult oxigen în corp și acest efort de a băga aer și de a scoate aer, uneori moale, calm, liniștit, ca o meditație, ca yoga, de exemplu, că respiri într-un fel, ca o rugăciune, alteori rapid, sacadat, foarte ritmic, scoate brusc aerul afară. Toate aceste sisteme de a lua și a scoate aer aduc foarte mult calm la creier. Parcă se dă volumul lumii la minim și sau volumul vocilor interioare, dacă nu volumul lumii din jurul nostru, volumul vocilor interioare, gândurilor, grijilor, apăsărilor, se dă la minim. Și nu mai e nimic, e gol. E numai vocea mea pe care o aud și care îmi aduce foarte multă pace. Un alt lucru foarte bun la vocalize este că mă concentrez pe ceva gestionabil, aproape palpabil. În sensul că atunci când fac o vocaliză, sunt atentă la mușchii mei, sunt atentă la fluxul de aer, sunt atentă la gură, la cum nasc anumite senzații și cum nasc anumite sunete și uit de lucrurile care nu se așează, care se dau cu capul în zid și ce îmi ziceam înainte. Sunt atât de focusată pe lucruri care se pot schimba, astfel încât nu mă mai gândesc la lucrurile pe care nu le pot schimba în jurul meu, cum ar fi sistemul muzical, piața muzicală din România, cultura oamenilor, modul în care ei știu să primească un anumit gen de muzică, poate parte din frustrările mele. Uit de toate lucrurile astea, mă concentrez pe ceea ce pot face, pe lucrurile unde am un cuvânt de spus. Și în general sunt legate de mine, nu sunt legate de ceilalți, pentru că nu avem control asupra celorlalți sau asupra țării sau sistemului sau mediului muzical în care noi ne învârtim. Efectiv, mă rup de tot, mă întorc la mine și văd ce pot să schimb la mine ca să fiu mai bună astăzi. Și asta este ceva ce reușesc să fac doar cu vocalizele. În cazul în care iubești vocea ta, așa cum total smerit, modest și fără să mă laud, eu iubesc vocea mea și ar fi bine ca fiecare dintre noi, cei care cântăm, să ajungem să iubim sunetul vocii noastre atunci când cântăm frumos, bineînțeles. Mie mi-aduce o mare liniște, mă așează în mine să-mi aud glasul făcând lucrurile corect și frumos. Fie că e vorba de vocalize sau e vorba de a pune în aplicare ce am făcut în vocalize, să trec câteva melodii, poate o singură melodie, modul în care m-am educat timp de 20 de ani să cânt, pus în practică, pe mine mă așează, mă rădăcinează. Sigur, pentru un cântăreț, muzica și a cânta este ancora lui, ancora cu care se ține și de el și de Dumnezeu. Te legi și de pământ, te legi și de cer. Așadar, în cazul în care consider că vocalizele sunt doar timp pierdut, că oricum te încălzești cântând,
nu sunt de acord, ți-am zis de mai multe ori lucrul ăsta. A cânta este spectacol, vocalizele sunt încălzire, sunt antrenament. Sau ți se pare că ești ok și n-ai nevoie, sau pur și simplu nu-ți place să faci chestia asta, adu-ți aminte că are mai multe roluri. De a te aduce acasă, de a te apropia de tine, de a te ancora în tine, de a-ți aduce aminte de sursă divină, fără de care noi artiștii nu transmitem nimic, suntem doar un show și show-ul este orgoliu, curat, un show fără rădăcini și fără înălțime. Și are această capacitate de a ne face autentici. Toate astea, împreună. Gândește-te mereu când refuzi vocalizele, ce refuzi de fapt?